Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Nelec, episodul 49. Halil a semnat un acord prin care îi transferă casa și afacerea lui Alpay în cazul în care nu se ține de promisiunea de a nu se căsători cu Melek. Ulterior, Alpay se ascunde într-o casă de la munte pentru 5 zile, în timp ce donatorul este internat pentru analize. Cum Ali și Seyit Ali au oficiat ceremonia de logodnă între Melek și Halil înainte de operație, dar Halil nu i-a dezvăluit iubitei sale despre înțelegerea pe care a făcut-o cu Alpay. Operația de transplant s-a încheiat cu succes, dar rămâne de văzut dacă organismul lui Melek va accepta transplantul sau dacă vor apărea complicații. După operație, Alpay se întoarce în oraș și află că cei doi s-au logodit, crezând că Halil nu a respectat promisiunea făcută. Kenan le propune lui Kumali și lui Seyit Ali să cumpere câteva spații comerciale, deoarece planurile lui pentru Han au eșuat. Aceștia acceptă oferta, iar Kenan cumpără un teren mare lângă lac, unde intenționează să construiască o casă pentru el și Vildan. Zeyran îi sugerează lui Ikra să meargă la facultatea de farmacie și să lucreze împreună cu ea. Nefi se o sprijină financiar, iar Kerem o ajută în studii. Omer visează momentul când a cerut-o în căsătorie pe Defne și planifică să o surprindă cerând-o din nou în căsătorie în Halfeti. Ei cumpără inelele de logodnă împreună cu Gulshad, iar Omer închiriază o barcă pentru a o aștepta în port. Între timp, Hatice îi dezvăluie lui Kadri că Zumrud dorește să-l căsătorească pe Omer cu Gulshad. Kadri o vede pe Gulshad și Omer căutând inele într-un magazin de bijuterii și își face griji că Gulshad încearcă să-i ia locul lui Defne. Ea îi spune totul lui Defne, iar când Gulshad o duce pe Defne la port, aceasta o acuză pe Gulshad că vrea să o despartă de Omer și pleacă necăjită. În ziua inaugurării restaurantului ei, Kadri are dureri mari de burtă din cauza oboselii și este dusă de urgență la spital. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.